Bursucu și Andreea se căsătoresc astăzi la Constanța. Ultimele detalii din ziua cea mare. După o relație de 11 ani, astăzi, 14 octombrie, Adrian Cristea, alias Bursucu și Andreea, femeia care l-a făcut tată de fată, își vor uni destinele în fața ofițerului de stare civilă, dar își vor jura iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu. După care, așa cum era de așteptat, va urma o petrecere în stil mare, la care vor fi prezenți multe nume celebre din showbiz. Căci da, acolo unde locuiesc Andreea și cele două fetițe, va avea loc marele eveniment din viața celor doi amorezi. Un eveniment așteptat cu sufletul la gură de cei doi, de familie, rude și prieteni. Dar și de fanii prezentatorului de la Canal de, surprinzător sau nu, vedeta Canal de spune că nunta sa va fi una tradițională, dar fără tradiții. Mai exact, invitații vor avea parte de un meniu tradițional, foarte bogat, dar nu vor lua parte și la tradițiile care se tot pun în practică de atâta timp. Conform spuselor sale, se va servi un meniu tradițional, adică va cuprinde aperitiv, sarmale, friptură, pește, doar că platingul va fi unul special. Acesta fiind detaliul care va face diferența între nunta sa și una obișnuită. Cât despre tradiții, omul de televiziune spune că nunta sa nu va fi presărată cu tot felul de momente adunate peste ani.